Nu, seara asta nu vreau să vorbesc de nicio religie. Nu vreau să vorbesc de nicio emblemă a unui cult. Ci vreau să vorbesc despre o relație. Vreau să vorbesc despre o singură persoană care a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. A Lui să fie gloria și slavă aici. Te pocăiești? Eu? Niciodată. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a ținut seama de vremurile de neștiință. Dar poruncește cum Dumnezeu tuturor oamenilor de pretutinde, și cu grade și fără grade, știi ce să facă? Să se pocăiască. Doamne, ajută-mi să ne pocăim. Și a zis ortodox, mă născu mama ortodox, vreau să mor. Ce bun e Dumnezeu că nu mi-a ținut seama de cuvintele spuse. Dar atunci când am început să înțeleg Cuvântul Sfânt, am înțeles că Cuvântul Sfânt înseamnă să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Și nu poți, după ce te coboară în groapă, să te mai pui deoparte. Nu mai poți să îl cauți pe Dumnezeu când nu mai ai suflare. Căutați-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Și am înțeles că Sfinții îi face Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și mare mi-a fost mirarea că astăzi sunt biserici care îi fac Sfinții după ce au trecut la cele veșnice. Îi caut acolo, îi lucrează un dosar 50, 60, 100 și ceva de ani. Și spune: i-am găsit o minune care a făcut-o când a trăit pe pământ. Și acum, cu roșu în calendar și tot puhoiul de oameni plecăciuni. Dumnezeu spune clar: slava mea nu o dau altuia. Slava mea nu o dau altuia. Au venit la Domnul Iisus cu cuvântul. Știi cine a venit? Satana. Și o zis: auzi, dacă numai o dată te închid, numai una, da. De ce vezi aici, să mergi, să le dau ție? Tot ce-i bogăție din lumea asta. Mie mi-au fost date. Știi ce a spus Domnul? Înapoi a mea, Satana. Că este scris, cui să te închid? Doamne, dă-mi urechi, că eu n-am avut până acum. Acum am înțeles de ce Domnul i-a lipit urechea la Malhu. Sunt astăzi în adunări care n-au urechi. Vorbesc la figurat. N-au urechi, dar vreau să spun ceva ce spunea Duhul Sfânt bisericilor. Cine are urechi, să audă. Un singur Dumnezeu, o singură credință și un singur botez. Un singur mijlocitor, un singur mântuitor. Așa este la Biblie. Doamne, ajută-ne! Vreau să cânt cântarea aceasta, poate pe care va de aici locul prin frica. S-au scupit iară toate lucrurile. Urcat prețul. Locurile de muncă, ce se va întâmpla? Euro urcat. Doamne, ce va fi? Frica, diagnosticul în spital în Timișoara. Doamne, ce va fi? Doamne, ani au trecut și scărun pe cap. Doamne, ce va fi? Doamne, ce va fi cu copilul meu? Doamne, ce va fi? Doamne, ce voi pune mâine pe masă? Ce va fi? Au zis, cântarea asta o străpuns pe cineva la București. Așa lucrează Dumnezeu, nu mi-am dat seama, dar Dumnezeu, cum s-a spus aici, face tot ce vrea în cer și pe pământ. În urmă cu vreo 2 ani o trebuie să ajung la București, dar nu chemat la evangelizare. Pentru că fiul meu lucra acolo într-o zonă în timpul de vacanță și într-o dimineață la ora 6 au fost bătut de 7 indivizi în zona Bucureștiului. L-au bătut, i-au rupt mandibula și au rupt piramida nazală și l-au internat de urgență la Spitalul Central Floreasca. I-au pus toată dantura în dinți, nu au putut să mănânce, numai să bea în sârmă. I-au pus gura cu sârmă. Și m-a sunat medicul de acolo, de la urgență, și a zis, era de serviciu în ziua respectivă, chiar era într-o zi de vineri. Și a zis: domnul Mircea, sunteți tata lui Emanuel, sunt doctorul cu tare de la Floreasca. Când am auzit de Spitalul Floreasca, la ce să mă mai gândesc mai, la ce să mă gândesc decât la necazuri? Știu că am avut situații când cineva drag dintr-o familie a plecat. Eram solicitați la fața locului că s-au spânzurat și am mers cu echipa, cu criminaliștii și cu judiciarul să vedem despre ce e vorba. A fost crimă sau cu adevărat și-o la viață? Mai întâi știți ce am făcut? L-am dat jos din frânghie. După aceea i-am căutat actele în buzunar să văd cine e. Dacă am văzut că n-are acte, i-am luat toate amprentele de la degete și i-am găsit în baza de date că era din zona Sucevei. Știți ce am făcut prima dată? Am anunțat familia. Dar am zis să veniți de grabă la spital, în stare mai gravă. Poate îl mai prindeți în viață. N-am vrut să-i spun adevărul pentru că poate să fac un șoc.
Nu eram în Domnul atunci, nu-L cunoșteam pe Domnul, dar așa eram învățat, să nu spunem, Domne, s-a murit nevasta, s-a murit soțul sau copilul. Și am zis, alergați repede la spital. Și pe când a ajuns, asta este. I-am pus prima întrebare, Doamne, doctor, Doamne, doctor, vreau să vă întreb ceva, m-am prins de perete. Și am zis, spuneți-mi, trăiește? Și am zis, trăiește, stați liniștit. Trebuie să vă anunț, aveți să veniți de urgență la București. I-am raportat comandantului când a auzit șocul, vestea aceea, au zis, îmi pare rău de tine, că trebuie să pleci în asemenea condiții la București. M-am dus acasă și m-am plecat și am intrat în audiență la comandantul suprem. Și mi-am plecat genunchi și am zis, Doamne, eu plec la București. Nu-i problemă de 700 și ceva de kilometri, dar vreau să te întreb ceva. Nu de ce ai îngăduit, nu de ce ai mai îngăduit să trec pe acolo? Pentru că Tu ești stăpân peste toate lucrurile. Dacă eu dimineața merg la serviciu și în agenda mea de lucru, eu trebuie să-mi fac agenda. Astăzi voi întreprinde următoarele măsuri, voi face verificări în cazul cu tare, voi aresta, voi face, voi duce la procuratură. Și la finalul zilei, comandantul mă întreabă, șeful, astăzi, dumneavoastră, ce ați vrea să fac? Păi te duci și lucrezi în cazul respectiv. Și după masă vii să-mi dai raportul. Astăzi când ești copil de Dumnezeu, crezi că Pavel spunea, iată că nu puteți face tot ce voiți voi și astăzi, fac ce vreau. Cu Dumnezeu așa de mare, El e Dumnezeu, comandant suprem. Și m-am dus în odăință cu toată ființa mea și am zis, Doamne, pentru cine mă trimiți în București? Ce ai vrea să fac eu în București, că acolo nu mă cunoaște nimeni? Am urcat pe mașină și când am ajuns la spital acolo, diavolul care nu doarme, doctorița de acolo a ieșit pe hol și când a văzut că am venit, zice, Domne, dacă ați fi venit o zi înainte, că domnul doctor a plecat în concediu în insule Tenerife. Zic, Doamna doctor, mi-a să vă bate joc de mine, eu vin de la 700 de kilometri, mi-a spus să fiu pe data de aici și dumneavoastră spuneți că a plecat domnul doctor, dar spitalul acesta stă un singur, într-un singur medic. Știți ce mi-a spus? Domnule, nu știu cine ești tu, dar vreau să vă spun, aici n-ați venit să ne faceți nouă reguli. Aici noi suntem medici. Ai venit de la satul mare să te cerți cu noi? Și am zis, ferească Domnul. Eu am venit, că m-a schemat dumneavoastră, că am copilul aici. Ce să fac? Păi să aștept. Poate să le facă un medic. Știți ce am făcut? Ce pot să fac în astfel de situații? Iov spunea, eu aș alerga, alerga la Dumnezeu. Și lui Dumnezeu i-a spune în cazul meu, pentru că El face lucruri mari și ne pătrunse minuni fără de număr. Și a zis, Doamne, fă o minune, să nu fi venit degeaba, rezolvăm problema, cauza. Și sunt acolo așa pe bancă, pe hol, unde să mă cazez? Unde să mă duc? Să merg înapoi cu problema nerezolvată. O suna telefonul. Și o soră de la Baia scrie din județul Maramureș. Plină de Duhul lui Dumnezeu, o femeie vindecată de cancer, în stadiul, ultima fază, și femeia asta, Dumnezeu s-a atins de ea, s-a întors la Dumnezeu. Și mărturisește în gura mare peste tot că Dumnezeul nostru viu trăiește și vindecă și cancerul, oricare formă ar fi el. Laudă lui Dumnezeu! Amin. Unde ești? Zic, soră Emilia, sunt în București, dar vreau să te rog ceva. Ce faci? Zic, nici eu nu mai știu că merg sau vin. Dar zic, dacă m-ai sunat, vreau să te rog, roagă-te împreună cu mine, ca Dumnezeu să mă scoată de aici în biruitor, să mă lumineze, să știu ce am de făcut. Zice, auzi, pune-ți mai multe lemne uscate, focul arde mai tare. Zice, stai acolo, că Dumnezeu te va folosi, nu degeaba te-o trimis acolo. Zice, cum e să mă folosească pe mine Dumnezeu, în care biserică, că nici nu știam, nu mă știa nimeni. Și stând acolo pe bancă, la un sfert de oră sună telefonul înapoi și zice, auzi, vezi că te va suna cineva. E o prietena mea din București, mama ei e medic. Ea a zis așa că în urmă cu două zile au avut un vis de noapte. Doi bărbați va trebui să-i găzduiești într-o noapte aici, la tine. Dar cine ești? Ai să-i vezi, ai să primești un telefon. Sora respectivă de la Baia Sfie sunase la sora respectivă în București și asta când i-a spus, mă, dar la mine trebuie să doarmă. Cine ești? Uită-s aici în București, băiatul ciopățit. Și a venit, m-a sunat sora respectivă și a zis, vă dau adresa, veniți, mama mea vă așteaptă. La care seara a venit acasă, înainte de ora 7, și am făcut cunoștință, am văzut familia și a zis către mine, eu plec la rugăciune. Zic, aș vrea să merg și eu. Și m-a dus în seara, era marți, ora de rugăciune, dar ora de rugăciune era de 2 ore. Și am zis, mulțumesc, Doamne, că pot să plec în ochii și știu că de aici Tu vei lucra.
Am intrat în adunare, erau vreo 35 de frați acolo. Când am intrat în adunare, fratele păstor cânta la chitară. Am simțit pe Domnul că s-a coborât acolo în adunare. Îmi vorbea versul cântării mie. M-am pus acolo pe genunchi și am zis, Doamne, cum aș spune eu cât mult bine mi-ai făcut? Dar dacă Tu ești aici, eu știu că Tu poți să mă descurc ca semn. Doamne, vreau să Te mărturisesc. În timp ce mă rugam, o mână a pus pe umărul meu cineva și mi-am deschis ochii și a zis, aveți ceva din partea Domnului? Aveți toată libertatea să spuneți ce mult bine v-a făcut Domnul. S-a terminat rugăciunea și fratele păstor de acolo zice, observ un frate, nu-i de la noi, are ceva din partea lui Dumnezeu să vină aici. Am venit în față și am început cu o cântare. Iisuse scump, prieten drag, din zorii tinereții, cu Tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Pe urmă am cântat cântarea aceasta care vreau să o cânt. Și în cele din urmă, când am terminat cântarea, fratele păstor din nou zis, mai cânt odată, mai începe odată. Și am mai cântat odată. S-o termin a doua oară, mai cântă încă odată. Și am cântat-o încă odată. La finalul cântării s-a ridicat un bărbat din adunare, l-am văzut doar la televizor. Era fost un ministru de externe, Titus Corlățean. Era în adunare și a venit spre mine cu mâna împinsă și zice, vreau să învăț cântarea aceasta, să o cânt la ceasul de rugăciune în Parlamentul României. Cu adevărat, numai mâna lui Iisus mai poate salva România. N-am știut cum să-L salut, să trăiți, domnule ministru. Bună seara! Mi-a întins mâna și a zis, pacea Domnului Iisus Hristos. Lăud, frate Mircea. M-a îmbrățișat și a zis, mare Dumnezeu că se îndură de polițiști, se îndură de sereiști, se îndură și de miniștri. Și în urmă cu câtva timp, în urmă o lună de zile, a fost și la noi la satul mare. Dar vreau să închei aici. Dumnezeul nostru a fost bun și s-a prins și de copilul meu. Dumnezeu a rânduit prin încercarea aceasta să vin să pot să-L mărturisesc în București ca să se întoarcă câteva suflete la Dumnezeu de acolo. Era o doamnă pe ultima bancă acolo și Duhul lui Dumnezeu mi-a pus să vorbesc despre ce legi sunt în România, ce legi sunt în lumea aceasta, legi care vor să se pună, să se legifereze căsătoria între, știți dumneavoastră ce? Și am început să vorbesc tot ceea ce se petrece, dar i-am adus la Cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat se ridică o doamnă din spate, plângea de să scutura haina pe ea și a început să vină nechemată din nimeni, mars la rugăciune. Și noi facem evanghelizări, chemăm în față și, dragii mei, când Duhul lui Dumnezeu lucrează, atunci Dumnezeu lucrează. Cel care cerceta de Duhul lui Dumnezeu cade cu fața la pământ. Nu poți să stai indiferent. Bărbatului te-am trimis să vestești cuvântul meu. Și am zis, imați la rugăciune. Pentru cine? Și-a venit în fața la care păstorul spunea, fratele Dan Pârcu, Doamnă avocat, cât ați mai vrut să vă mai vorbească Dumnezeu, să vă trimită pe cineva din nordul țării, să vă vorbească exact viața dumneavoastră? Au căzut înaintea Domnului. La care Duhul lui Dumnezeu a spus, mai sunt 3 persoane aici. A zis, fraților, mai sunt încă 3. Domnul vă așteaptă. Și a fost încă o doamnă unui mare milionar din București. Era plină de aur, de zorzoane și spunea, cine e doamna? Zice, cu noi, spunea fratele Titus Corlățeanu, o să-ți povestești cine e doamna. Dar plângea, dar nu plâns când i-a văzut pe noi. O plâns pentru că atunci când te întâlnești cu Domnul, femeia păcătoasă când o plâns și o udat lacrimi, cu lacrimi în picioarele Domnului și o șters cu păr în picioarele Domnului, o iubit mult, pentru că o iubit mult, i s-o iertat mult. Și Domnul a spus, iertate, îți sunt păcatele. În această seară ești aici. Aleluia. Nu pentru că a venit cineva de la satul mare, nu că a venit de la Sighe, ci pentru că a venit pentru tine special cineva din cer. A venit pentru Corlățeanu, a venit pentru mine și a venit pentru tine în seara aceasta. Și pe mașină îmi spunea soția, cine va fi la predică în seara asta? Eu nu știu, eu poate când vă fi la cântare. Dar dacă te va pune, ce cuvânt vei avea? Și am zis, nu mă întreba, nu știu, încă Domnul nu mi-a vorbit. Și am ajuns în casa fratelui păstor. N-am pus nicio întrebare, nu mă interesează cine va vizita. Cine va cheia mâine seară? Cine e aici? Că nu mă interesează. Mă interesează un singur lucru. Domnul să fie aici cu noi. Și am spus fratelui păstor, mi-am pregătit ceva.
dar e de la mine. Îmi cer scuze, mă las, că trebuie să intru în audiență. Și am urcat în odăiță și am zis, Doamne, care va fi cuvântul? Că mi-a spus că astăzi ești Tu aici. Eu nu pot. El trebuie să fie. Și în momentul când mi-am plecat genunchii, mi-a dat Domnul un verset. Și vă-l citi în seara aceasta. Și va fi un verset de mărturisire. Și a spus, Domnul, mărturisește cu gura mare cum te-ai întors la mine, cum te-a trimis în București, la centru psihologic din București și le-ai vorbit despre mine. Nu despre altcineva, ci despre mine. În seara aceasta aș vrea să cânt cântarea aceasta. Dacă frica te cuprinde, să te țină Domnul Iisus de mână. Că dacă te ține Domnul Iisus de mână, atunci ești cel mai fericit. Dacă cunoașteți cântarea aceasta, aș vrea să o cântăm cu toții în adunare. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze. Nu uita, salvarea nu vine de la NATO, nici de la Bruxelles, ci vine din brațul lui Dumnezeu, mâna lui Iisus. Caia mărăși, mă cuprinde, ține-mă doar tu. Că-i-n credința mi-a să stinge, ține-mă doar tu. Ține-mă de mâna tu, ține-mă de mâna tu. O, Iisus, atotputernic, ține-mă doar tu. Iisus, atotputernic, ține-mă doar tu. Anul trecut în spital, bolnav de plămâni, la mine în cameră a venit Domnul și mi-a vindecat plămânii. O să close la bazinul soției, Domnul s-a atins de ea. Aleluia, la Domnul iubire de istorie și mâna lui. Singur eu nu mă pot ține, ține-mă doar tu. Doar nădejdea mea e tine, ține-mă doar tu. Scântem cu toți. Dar ține-mă de mâna tu, ține-mă de mâna tu. Iisus, atotputernic, ține-mă doar tu. Ține-mă de mâna tu, ține-mă de mâna tu. O, Iisus, atotputernic, ține-mă doar tu. De mâna lui Iisus au nevoie și copiii. De mâna lui Iisus au și cei mai bătrâni. Și prietenii au nevoie de mâna lui Iisus. România are nevoie de mâna lui Iisus. Da, ceas de ceas, tu mă păstrează, ține-mă doar tu. Și asupra mea de grază, ține-mă doar tu. Ține-mă de mâna tu, ține-mă de mâna tu. O, Iisus, atotputernic, ține-mă doar tu. Ține-mă Iisus. Doamne, îți mulțumesc că ești aici în adunare la Cărbunești.
Duhul Sfânt a fost în ziua mică, Bucurește-te, Osana Gloriei Ție. M-ai plătit cu al meu sânge, Ține-mă doar tu. Dar lângă crucea ta ne strânge, Ține-mă doar tu. Ține-mă de mână tu, Ține-mă de mână tu. O, Iisus, atot puternic, Ține-mă doar tu. Ține-mă de mână tu, Ține-mă de mână tu. O, Iisus, atot puternic, Ține-mă doar tu. Amin. Domnul să fie slăvit. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin.